Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou episod, un episod special în care vă prezint o bicicletă la fel de specială. Trebuie să vă spun că am mers deja o săptămână pe bicicletă, deci părerea mea este deja formată, însă nu o să vă stric surpriza și ce o să fac este să merg împreună cu voi, să vă filmez bicicleta de aproape, să vă arăt ce îmi place și ce nu îmi place și după care să ne plimbăm pe aici prin Delta Văcărești, loc care merită descoperit cu bicicleta. Am să cer să fac abstracție de faptul că eu sunt fan Specialized și am să încep povestea la jumătatea anilor 70, când mulți dintre noi, aici mă includ, salut, nici nu eram născuți. La jumătatea anilor 70, frenezia bicicletelor BMX luase amploare în Statele Unite, iar niște oameni din vestul Statelor Unite făceau lucruri absolut incredibile, fără ca nimeni să știe. Se dădeau la vale cu niște biciclete Schwinn, de fapt niște cruzere, se dădeau la vale de pe vârful muntelui până la poale. Clar, de fiecare dată rupeau bicicletele, se numeau clunkers aceste biciclete și la un moment dat Gary Fisher, un om absolut legendar, a avut o idee incredibilă și anume să pună la cale o bicicletă mountain bike. Clar, nu se numea așa atunci pentru că nu exista ideea de mountain bike, dar exista dorința de a coborî la vale și să ajungi într-o bucată și tu și bicicleta. Mai departe, în anii 80, un producător de biciclete a luat ideea asta și a transformat-o într-o afacere de milioane de dolari. Mă rog, de sute de milioane de dolari. Este vorba despre Specialized. Numele bicicletelor în general Specialized, cel puțin la început, semnificau ceva. Adică dacă, uite, sar peste pietre, îi spun rockhopper. Sar peste trunchiuri de copac, îi spun stump jumper. Și mai departe, lucrurile au evoluat foarte mult pentru Specialized. Clar, în momentul de față, dacă nu știi cine este Specialized, ceva e greșit cu tine. Iar prima mea bicicletă de firmă a fost Specialized. De la Rockhopper în 2003-2004, după care mai departe la Rockhopper din nou în 2010, Specialized Stump Jumper, Full Suspension, prima mea bicicletă Full Suspension, apoi un Epic și mai departe un demo care a fost absolut incredibil. Cred că demo iarăși nu mai are nevoie de nicio introducere. Și iată-mă astăzi un Rockhopper din 2020 și am să încep prin a spune că probabil ați auzit deja, sau de fapt n-ați auzit, faptul că bicicleta asta nu scoate niciun sunet, faptul că nu suflu ca un disperat, deși merg cu peste 21 de kilometri la oră pe un teren extrem de accidentat, pentru o bicicletă de XC, asta este o bicicletă cross-country, deci așteptările de a face chestii agresive cu bicicleta asta trebuie să moară din fașă, pentru că asta e o bicicletă care merge foarte, foarte repede pe teren plat, dar accidentat. Și poți varia foarte, foarte ușor terenul. Adică de la asfalt, la pietriș, la nisip, la pământ, la absolut orice. Un alt lucru care îți conferă și mai mare încredere și ridică și mai mult valoarea bicicletei este faptul că bicicleta aceasta, tot ce ține de componentele pe care le atingi sau componentele, uite, care ating solul, pentru că Specialized vine cu anvelopele sale, da, sunt concepția și marca Specialized. Mă rog, nu cu brandul Specialized, dar sunt brandul Stout. Primul lucru pe care îl observ la bicicletă este aspectul acestea și fără fața mea aici, aspectul acesta este absolut incredibil. Primul lucru pe care îl observ este vopseaua, deci modul în care arată în persoană și modul în care se simte. Vai, deci o să iau în brațe, o să o țin aici pe vecie cu mine, nu vreau să-i mai dau drumul. Câteva elemente grafice extrem, extrem de subtile. Cadrul ăsta subțiat și modul în care sudurile astea arată foarte plăcut aici la atingere și sunt rotunjite să nu iasă în evidență. Atenția asta la detalii se manifestă pe toată bicicleta, nu doar la cadru. Mergem mai departe la anvelope. În față avem un Specialized Ground Control, iar în spate un Fast Track, deci două anvelope diferite practic. Butuș Center Lock de la Shimano, frâne Shimano MT-200 și cu disc 180 față, 160 spate, clasic de altfel. Furcă Seresonture cu single layer, 100 de mm cursă cu lockout aici, lockout precis, care funcționează întotdeauna, așa cum trebuie. Manșoane și anvelope Specialized, așa cum spuneam, șaua este Specialized, pedalele sunt Specialized, niște pedale de nylon, foarte rezistente și foarte interesante, pedale platformă de altfel, iar la partea de transmisie avem o transmisie entry-level, să zic așa, mai ales pentru modelul ăsta care se vrea un model expert, dar o transmisie care lucrează foarte, foarte bine. Mă refer la Deore M6000, însă cu o mare dezamăgire. Vine fără Shadow Plus, din păcate. Înainte să luăm bicicleta din nou să ne plimbăm cu ea, să vă spun repede unde am observat că s-au tăiat costurile, pentru că trebuiau să se taie undeva costurile cu bicicleta. Ei bine, la partea de suduri, totul arată foarte bine, cel puțin aici sus, în momentul în care te uiți la îmbinările acestea, arată excelent și ai zice că bicicleta este de carbon și aici la fel. Însă,
jos, dacă te uiți mai atent, și în spate, îți dai seama de fapt că sudurile s-au netezit doar aici și probabil că din motive de a salva costuri, jos sudurile nu s-au mai netezit. Foaia aceea este o foaie foarte bună care ține extrem de bine lanțul, însă este o foaie de tablă care, dacă te uiți mai aproape, nu arată chiar foarte premium. Și 3, nu m-aș așeza la un angrenaj pe pătrat, ci m-aș așeza la un angrenaj Holotech la banii ăștia, dar asta este. Bine, cred că am dat la o parte părțile unde s-au salvat costurile, altfel bicicleta se simte premium, mai puțin cricul ăsta pe care l-am gândit eu. Plec mai departe cu bicicleta pentru că ar fi păcat să stea degeaba. Trebuie să mergem pe ea cât mai mult. Versiunea de sub mine este versiunea expert a lui Rockhopper. Este versiunea echipată mai bine, dar ce mi se pare ciudat este că schimbătorul de foi este pentru 3 viteze. Și având doar 2 foi, practic ai o secundă de lag, să zic, între schimbatul foilor. Bicicleta asta nu este pentru sărituri și alte chestii, dar oare mă întreb dacă este o bicicletă de oraș. Așa că singura întrebare este să mă întreb pe mine, este mai ales bicicleta asta de oraș? Stai puțin, asta nu e bicicleta de oraș. De ce ai vrea să mergi cu bicicleta asta în oraș? Da, dar totuși are găuri de portbagaj și găuri pentru apărători, adică totuși. Ce face bicicleta asta de oraș este acest levier. Îi spunem butonul Power sau M-Power, ca la BMW. Apeși butonul ăsta, îți blochezi furca și anvelopele astea care nu știu ce magie au în ele, sincer, dar sunt incredibile pentru că le-am umflat, cred că undeva pe la 3 bari. Și țin incredibil, sunt foarte tacky, se prinde asfalt, dar totodată au rezistența la înaintare foarte mică, iar în continuare merg cu 20 de km la oră și nu fac niciun efort, pentru că dacă încep să pedalez, să mă împing în pedale, accelerația bicicletei este incredibilă. Clar, merg pe bicicletă entry level, atenție, entry level pentru cei de la Specialized. Exceptând Pitch, care are 27,5, Rockhopper este versiunea cu 29, am ajuns în locul unde bicicleta asta se simte specializată, și anume pe cărări tasate, cu gropi mici, cu viraje strânse. E adevărat că aici nu e niciun viraj strâns momentan, furca nu vibrează, ba chiar lucrează absolut excelent aici, peste gropițele astea. Este o furcă ușoară, pentru că este din aluminiu, nu este din oțel, ca furcile, să zicem, XM sau XT. Este o furcă cu aer, e adevărat single air, dar și cu blocaj. Iar bicicleta asta justifică blocajul acesta. În dreapta noastră este o secțiune de coborâre foarte abruptă. Hai să vedem dacă ne pune dificultăți. Cred că un dropper post ar fi fost absolut incredibil aici, pentru că se simte că am ridicat așa prea sus pentru a merge pe plat, iar la coborâri mai abrupte este mai problematic să găsim cărarea. Wow. Așa. Mă bucur tare mult că am 2 foi în față și nu sunt one by, pentru că nu cred că este de ajuns aici. 1 ori. Nu. Hai să vedem. 1 ori 1 acum. Schimbăm viteza. Rămânem pe șa. Ne împingem un picioare aici spre ieșire, iar aici voi urca pe iarbă pentru că în dreapta este foarte mult praf și cu siguranță nu voi putea să urc. Hai, Marius, hai! Wow, ce abrupt e aici! Și cred că aici se oprește posibilitatea mea de a urca. Opa, urcăm bicicleta sus. Avantajul că e ușoară. Schimbăm vitezele. Un pic trosnit de lanț, dar ne punem rapid la 22 de km la oră. Review-ul bicicletei Specialized Rockhopper 2020 se încheie aici. Este monumentală bicicleta, n-am mai folosit de mult cuvântul acesta, dar bicicleta aceasta îl merită pe deplin pentru că este monumentală. Nu este o bicicletă premium, ba chiar este o bicicletă
entry level pentru oamenii de la Specialized, dar, bine, nu varianta expert cu siguranță, dar este o bicicletă care se comportă incredibil. Transmisia mi-a făcut o surpriză plăcută. Totodată, ce îmi place foarte, foarte mult este cadrul, este absolut incredibil. Modul în care chiar și componentele ieftine, mă refer la pedalele astea, se simt foarte, foarte bine. Îmi place foarte mult cum totul este integrat și atenția la detalii pentru alegerea anvelopelor și pe spate, cât și pe față. Îmi place foarte mult că acest cadru nu flexează și este extrem de rigid. Upgrade-urile pe care puteți face în viitor vor fi nenumărate și ca întotdeauna sunteți și mai tari și vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce faceți pentru mine, că vă uitați la episoadele pe care le postez. Ne vedem în episodul următor. Salutare! Pa, pa! Ia, te știu de pe internet. Da, mi-am dat seama. O să apari în fundal, să știi. Ok, o să mă uit. Și ce am mai... Transmisie și jante pe 29 și de ore. Stai, sunt ok. Nu pare genul care să mă mănânce.